Ieri, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Buros, Suedia. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Sfinții Arhangel Mihail și Gavril și a oficiat taina Sfântului Botez pentru un copil al unei familii din comunitate. Astăzi, preasfinția sa s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Göteborg, în parohia românească Pogorârea Sfântului Duh. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre sărbătoarea de astăzi. Se cuvine să-L cinstim pe Sfântul Ioan astăzi, care ne este chemare și pildă în mărturisirea adevărului. El a fost o făclie în întunericul aproape generalizat al lumii, însă ne îndeamnă și pe noi să devenim făclii în sfeșnicul credinței adevărate, să devenim lumini în acest întuneric care cuprinde lumea. Și dând această mărturie într-o lumină și adevăr, se cuvine să-i cerem și ajutorul, nu înainte de a-i felicita pe toți cei care îi purtați numele, bărbați și femei de potrivă, toți Ioanii și Ioanele să fiți binecuvântați și ocrotiți de înainte mergătorul, de botezătorul și de prietenul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Credincioșii s-au putut închina la icoana Maicii Domnului, potirul nesecat, care se păstrează în acest lăcaș de cult. La final, copiii au primit din partea ierarhului daruri și dulciuri.